Ideea directorului Mircea Meionescu a fost apreciată de oamenii de teatru veniți din mai multe localități ale țării, numai pentru a se întâlni la Giurgiu și a relua o tradiție. Au fost prezenți Horia Gârbea, președintele Asociației Uniunii Scriitorilor din România, precum și cunoscuți dramaturgi și oameni de teatru, dintre care amintim pe Dinu Grigorescu, Marilena Dumitrescu, Lucia Verona, Emil Ladin, Ion Dorhan, fiind așteptat și Zeno Fodor, Mircea Cornișteanu și Mircea Radu Iacoban, care a confirmat că vine la Giurgiu din străinătate fără să mai treacă pe acasă. Cât privește problematica abordată, evident că totul începe de la teatru. Am vorbit cu domnul Ion Chelaru, care este un colegul nostru, un distins maestru al scenei de la comedie, să mergem peste domnul Caramitru și să-i spunem ce bagă în alea 7 sări pe care le va avea. Așa cum la televiziune nu poți să dai bulici, nici la teatru nu poți numai să faci dramatizări după Balzac și Paulo Coelho. Una dintre părerile vehiculate în deschiderea colocviului a fost legată de promovarea, sau mai bine spus, nepromovarea dramaturgiei românești. Concluzia aproape unanimă, România este țara unde cel mai puțin se joacă dramaturgie autohtonă. Chiar nu înțeleg, că domnul Ion Pahon este cel mai umblat dintre noi pe la festivalul de teatru și prin alte părți, dar, și mă rog să mă infirme dacă greșesc, eu cred că România este țara unde cel mai puțin se joacă dramaturgia autohtonă. Bulgarii joacă bulgari, polonezii polonezi, englezii aproape exclusiv englezi, de francezi, nu mai zic, în afară de mari clasici de tip Shakespeare, Chekhov sau tragicii greci, francezii joacă francezi. Numai al naibii românii nu joacă români. Au fost voci care au afirmat că o bună parte dintre regizorii români pot fi pe drept suspectați de incultură pentru că se fixează pe primul text străin care le iese în cale. În contrabalans a venit exemplul teatrului Tudor Vianu, unde în ultimii 3 ani au fost montate numai puțin de 24 de piese, toate scrise de dramaturgi români. La teatrul din Giurgiu, unde s-au montat 24 de piese, toate românești, una singură pe proiect, pe Dunărean, română, bulgar, Lorin Iacob, directorul de la Ruse, care va încheia festivalul acesta de când te aștept. Deci, gândul meu a fost să învin generații. Într-adevăr, cred că trebuie să ne asumăm și noi nu neapărat o vină, ci o responsabilitate. Poate ar fi bine ca la astfel de acțiuni să participe și regizorii, și regizorii tine, chiar și să... Cred că e vorba de o lista de comunicare. Cred că noi nu știm ce vor regizori. Colocviul dramaturgic Mircea Ghițulescu își va continua lucrările și joi, 10 octombrie, de la orele 10 până la orele 13:30, la Cafeneaua Artiștilor din incinta Teatrului Giurgiuvean.